Proaspăt achitat la Curtea de Apel în dosarul dezafilierii echipei Universitatea Craiova, Mircea Sandu s-a ales cu un nou dosar penal la DNA. Procurorii spun că ar fi primit mită 700.000 de lei de la o firmă de avocatură pe care urma să o ajute să încheie contracte cu Federația Română de Fotbal. În dosar este cercetată și soția sa, Elisabeta Sandu, prin intermediul căreia s-ar fi dat banii. Mircea Sandu mai are și un alt dosar la DICOT, în care este acuzat tot de spălare de bani. Mircea Sandu a ajuns la DNA în jurul orei 10. Fostul președinte al Federației Române de Fotbal a stat în fața procurorilor aproape o oră, însă la ieșire a fost extrem de zgârcit în declarații. O informare de suspect într-un dosar. O să vedem. Este un alt dosar sau este același dosar? Păi așa cum a fost și ăla, așa va fi și ăsta. Adică voi demonstra că n-am absolut nicio vină. Este vorba de un dosar nou pentru două acuzații, una de luare de mită și una de spălare de bani. De asemenea, nu s-a instituit nicio măsură preventivă din punct de vedere a libertăților individuale. La scurt timp a venit și un comunicat al DNA din care am aflat că Mircea Sandu a devenit din suspect urmărit penal. Procurorii spun că Mircea Sandu ar fi primit 700.000 de lei prin intermediul soției sale pentru ca o firmă de avocatură să încheie contracte cu Federația Română de Fotbal. Ca să mascheze proveniența acestor bani, Mircea Sandu ar fi spus că este vorba despre daune pe care firma ar fi trebuit să le plătească Federației Române de Fotbal. La revedere. Ați luat mită, domnule Sandu, așa cum spun acești procurori. A venit cineva cu valiza de bani la dumneavoastră, domnule Sandu? Dar cum vi se pare acest dosar după achitarea din urmă cu 5 zile? Am avut bunul simț și am stat împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc! La revedere! Acum câteva zile, judecătorii de la Curtea de Apel București i-au achitat pe Mircea Sandu și pe Dumitru Dragomir în dosarul dezafilierii echipei Universitatea Craiova. Fostul președinte al FRF mai are încă un dosar la DICOT care vizează construcția unui teren de fotbal în Buftea. Aici, Mircea Sandu este acuzat că ar fi băgat în buzunar aproape 800.000 de euro din banii federației.